Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe acest canal. Eu sunt Alexandra și astăzi vreau să vă arăt cum o să pregătim noi hamburgerul în casă. Eu sper să vă placă și să vă inspire acest tip de videoclip. Dacă vă place și o să încercați și voi, vă rog să lăsați în comentarii. Și ce să zic, vă urez vizionare plăcută și vă aștept cu mare drag și la următoarele videoclipuri. Acesta este un clip mai scurt, doar cu rețeta propriu-zisă. Cum fac eu hamburgerul de casă. Eu, după cum v-am spus și vă repet, sper să vă inspire, să vă abonați și să-mi dați un like la acest videoclip. Eu vă urez vizionare plăcută și să aveți poftă bună dacă o să le încercați și voi. Pupici! Ei bine, pentru hamburgerul nostru avem nevoie de 4 felii de hamburger. Eu le-am cumpărat de la Andromi din Incinta Penny. Sunt hamburgeri de vită pe care i-am pus la prăjit într-o tavă cu tavă, într-o cratiță emailată, teflonată. Eu am de la Delimano, care am pus puțin ulei și i-am prăjit întorcându-i de o parte pe alta ca să fie bine făcuți, deoarece nu ne place să fie așa roșii în sânge. După care, cum puteți vedea, am tot întors la ei ca să se rumenească bine pe toate părțile. Ca și ingrediente avem nevoie de chifle, ardei, castraveți murați, roșii, cheese, brânză, felii de frunze de salată, un sos de usturoi și un muștar cu miere. Eu acestea le-am folosit de la Heinz. Ei bine, haideți să asamblăm. Aici am tăiat felii, după cum puteți vedea, chifla în două părți și punem muștar. Întindem un pic pe chiflă. Sosul de cartofi prăjiți, zic, e de sos de usturoi de la Heinz, nu ne place tare mult. La fel, întindem și acesta, cât de cât să fie pe toată chifla. Am pus o frunză de salată iceberg, am folosit eu. Puteți pune salată verde sau cum vă place vouă, de care vă place vouă. Eu asta am avut-o la îndemână și de asta am folosit. Am pus tot așa să acopere toată chifla. Apoi am pus o rondea de ardei, deasupra o să punem cașcaval, felii dintre acelea de Hochland am folosit eu, peste, bine, puteți asambla cum vreți voi, eu vă arăt, știți cum am asamblat eu acest hamburger. Deasupra o să punem hamburgerul propriu-zis, cărnița, care s-a făcut foarte, foarte bine. Vedeți că e suculentă, dar făcută foarte bine. Nu e în sânge, pentru că nouă nu ne place să fie în sânge. Deasupra punem felii de roșii. V-am zis, asta nu este nu este o regulă, fiecare pune cum le place. Nouă ne place tare mult să gătim acești hamburgeri în casă. Felii de castraveți acri. Dacă nu, vreți mai multă brânză, puteți să mai pune mai multe feluri de brânză. Nu, eu noi așa le-am folosit, așa ne place nouă. Deasupra mai pus, pe chifla următoare am mai pus iarăși sos de usturoi și acest muștar cu miere de la Heinz nu este favoritul nostru. Încem bine chifla ca să se lipească bine de cealaltă parte a hamburgerului. Și deasupra mai punem o felie de brânză dintre aceasta feliată. Ca să fie două felii. Deasupra punem capacul, după cum se zice,
Apăsăm un pic ca să... Da. Eu am apăsat un pic prea tare de ieșit și seama din el, dar așa e. Cam așa arată, vă garantez că e absolut delicios. Nouă ne-a plăcut foarte mult, e foarte, foarte gustos și, ce să zic, eu sper că vă place. Așa arată rezultatul final și vă aștept cu drag să-l faceți și voi. Pupici!